Stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a rubricii Întrebarea Zilei. Astăzi vom întreba zălăoanii ce părere au despre afișajul electoral din perioada de precampanie. Deși campania electorală începe în mod oficial din 11 noiembrie, afișajul electoral a acaparat municipiul Zalău. Fie că este vorba de afișe, corturi sau panouri publicitare, afișajul electoral este prezent pretutindeni, fără a exista reglementări clare în acest sens. Altfel spus, până în 11 noiembrie, partidele politice nu au restricții în ceea ce privește afișajul, având în vedere că acțiunile preelectorale de publicitate sau promovare politică sunt reglementate de legislația în materia publicității, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare. Astăzi am considerat oportun să aflăm opinia sălăjenilor în ceea ce privește amplasarea afișajelor electorale în perioada de precampanie. Haideți să vedem ce au spus zălăoanii cu privire la acest fapt. Vă deranjează afișajul electoral sau ce părere aveți acum înainte de campanie? Deci asta de când e lumea tot așa a fost, nu e frumos, e destul de deranjat, dar alegeri se tot fac periodic. Spuneați că nu este frumos. Păi nu e frumos, ar trebui doar în locurile special amenajate, cum au fost stabilit oricând. Dar nimeni nu respectă, din păcate. Încă... Și nici măsuri nu s-au prea luat, așa că altfel cred că s-ar respecta și asta. În campanie există anumite reglementări în ceea ce privește acest afișaj, dar acum în pre-campanie nu au fost aceste reglementări. Sigur că în campanie o să fie ceva mai strict, dar acum vedeți cum e. Și aici chiar în centru, un loc frumos, ce să mai vorbim? N-avem ce spune. Credeți că aceasta a fost o scăpare a legii? Faptul că nu au existat anumite reglementări pentru perioada de dinainte de campanie sau intenționat s-a lăsat această portiță? Eu cred că dreptatea e undeva pe la mijloc. Poate că s-a dorit sau poate că a fost și o scăpare a legii. Dar tot ce e posibil. După părerea dumneavoastră, acum în perioada aceasta de dinainte de campanie electorală s-a observat o oarecare agresivitate din partea partidelor politice? Ați observat mai multe certuri sau, să spunem, semiscandale, diferite investigații? Păi, mai bine nu deschizi televizorul în ziua de astăzi. Ceea ce vezi acolo te descurajează. Ținând cont de viitorul copiilor noștri, că viitorul nostru e mai puțin important de acum înainte decât a copiilor noștri. Deci, sigur că te descurajezi, pentru că eu înțeleg, campania electorală ar trebui să fie ceva, o competiție, dar o competiție ca la sport. Unde să te și respecti. Așa ceva la noi nu există, din păcate. De ce spuneți că vă descurajează? Cum vedeți dumneavoastră ideea aceasta de viitorul copiilor noștri? Foarte sumbru. Foarte sumbru, pentru că dacă toată politica la noi în țară nu se va reașeza pe alte principii, nu mă văd bine. Îmi pare rău că nu sunt mai tânăr să plec de aici. Ce principii ați recomanda? Așa. Respectul față de oameni și să faci politică pentru oameni. Și nu politică pentru partide și politică bazată neapărat pe materialism. Nu. Ce părere aveți? Este bine că există afișe electorale înainte de campanie electorală? Că există înainte de campanie electorală nu mi se pare normal, dar... Bănuiesc că sunt alți organi abilitate să aplice legea. Știți că în campania electorală există reglementări stricte în ceea ce privește afișajul. În acest an vor fi foarte clare modurile în care vor arăta afișele și de asemenea unde vor fi amplasate. Dar acum în precampanie afișele electorale sunt oarecum nereglementate. Acest fapt a scăpat cumva de sub control. Ce părere aveți? Deci nu mi se pare că în regulă că au scăpat de sub control. Eu cred că statul are organe abilitate care trebuie să aplice legile. Mie nu-mi permite să pun un anunț publicitar sau o reclamă pe spațiul meu. Bănuiesc că la același lucru trebuie să-l aplice și la alții, inclusiv la partide. Cum era în alte campanii electorale? Se găseau aceste afișe pretutindeni?
Sincer, nu mi-amintesc, dar nu cred că trebuie să ne tătancorăm în trecut. Cred că trebuie să lăsăm organele abilitate ale statului să-și facă datoria și ele trebuie să-și facă, ar trebui să-și facă datoria. Ce părere aveți? Există mai multe disensiuni între diferitele fracțiuni politice sau diferite scandaluri în această perioadă? Este, cu alte cuvinte, o campanie agresivă, ceea ce se anunță? Asta este treaba partidelor, nu mă interesează disensiunile dintre ei. La nivel național, ați observat mai multe scandaluri cu DNA, cu Agenția de Integritate sau nu vi se pare că ar fi neapărat concludent? Nu cred că este problema mea, ne făcând politică, este problema politicienilor. Ce ați așteptat dumneavoastră? Ce valori ar trebui respectate de politicienii pe care i-ați așteptat să vină la cârma țării? Valorile. Ce părere aveți de afișajul electoral? Vă deranjează afișajul electoral? No, nu mă interesează. Pot să-l pun oriunde, numai să mă împiedic în ele. Ați observat că în această perioadă să fie mai multe afișe electorale prin oraș? Eu stau la țară mai mult, așa că nu prea mă uit pe aici. Și ce părere aveți despre modul în care se realizează această campanie în perioada de pre-campanie? Ați observat a fi mai multe disensiuni, scandaluri? Păi acum sunt atâtea scandaluri că nici nu ne mai interesează. Pe mine cel puțin. Ce părere aveți de legile recent votate? Legi care sunt considerate de unele persoane din conducerea țării ca fiind populiste. De exemplu, aceasta cu salariile. Vi se pare normală? Vom avea bugetul necesar de a acoperi? Nu vom avea niciodată. Numai îndatorii vor intra tot timpul. O țară fără economie e terminată, s-a gătat poveste. Care n-are economie la revedere, cu bat câmpii ăștia cu agricultura, pot să bat, așa a fost și până în 40 și cu agricultura era cu bivoli. Eu știu cum a fost. Unii zic și cu fobii, fost foarte rău. Ce măsură ați recomanda pentru dezvoltarea economiei? Praful și pulvere nu se mai poate face nimic. Deci s-a ajuns ca în urmă cu 70-80 de ani, dirijează alții din afară care au exact cum ziceam economie, mai tare. Asta e situația, n-ai ce face. Eu nu pot face nimeni nimic acum, nici eu, nici alții s-au terminat, suntem pe slabi. Deci trebuie, n-avem ce face, trebuie să ascultăm de alții. Cum ascultă și mai de mult? Că acum e și mai rău ca și acum 20 de ani, 25. Atunci mai aveai ceva, te mai gândeai, mai aveai speranță. Acum nu mai este. Cine crede că este să înșală la mare? Păi tu, marea majoritate a populației, mă refer, nu la câțiva. E, o duc bine, la revedere, 2, 10%, 5%, ceilalți vise. Eu măcar nu mai am. Veți merge la vot? Am mers tot timpul, dar acum cred că nu mă mai duc, că să fie sănătoși. La ce? Dacă nu vă prezentați, nu vă puteți exprima opțiunea. Și dacă mi-am prezentat-o 25 de ani, cu ce m-am ales? S-au dus, s-au făcut praf toate, nu? Păi ei zice dacă i-am votat, zice, păi zice să mă votat ca să fac legi. Fac legi toată ziua, asta e partea prostă. Că fac legi toată ziua, nu mai termin o dată cu legile. 500 de, că dacă e parlamentar și cu atâția, tot timpul să faci legi, hai să dă o nacă. Până când? 25 de ani, nu le-au ajuns. Păi mai trebuie, vor mai fi încă 200. Ce măsuri le-ați recomanda să ia? Nu mai pot lua nicio măsură. Capitalismul ca capitalism. Care se poate pe cont propriu merge, care nu, la revedere. Ei nu mai pot face nimic și dacă vor. Ei, că sigur că e decalajul ăsta între salarii foarte mari. Sigur, dar forța de opresiune, adică armată, poliție, securitate, judecătură, e să plătesc foarte bine. Asta e în toate țările capitaliste. Ce aveți de afișajul electoral din oraș? Vă deranjează afișajul ăsta? Păi nu, trebuie să-și facă reclamă și ei. Este bine că-și facă înainte de perioada de campanie electorală sau ar trebui doar în campanie? Ar trebui în campanie, sigur, că înainte e prea mult timp și normal așa ar fi, nu? Și ce părere aveți? Este bine că vor fi reglementări în ceea ce privește afișajul în campanie? Cu alte cuvinte, există reguli stricte în care se pot afișa? Există reguli stricte în ceea ce privește panourile, dimensiunea? Ar trebui respectate.
dacă sunt reglementări în sensul ăsta și unde să fie pusă, nu chiar peste tot și în orice loc, sunt locuri unde pentru panouri electorale și acolo se poate. Și cine e interesat și dorește, citește și să fie mai în cunoștință de cauză. Și respectate, că așa ar trebui respectat. După părerea dumneavoastră, această perioadă de precampanie a fost mai agresivă? Ați observat să fie mai multe scandaluri, certuri, disensiuni? Da, da, îs. Întotdeauna la schimbările astea îs. Și lucrurile așa au degenerat că parcă sunt tot mai multe neînțelegeri. Nu avem ce face, că asta e între cei care luptă să ajungă cât mai... Credeți că aceste proteste, greve din ultimul timp, sunt oarecum influențate de faptul că suntem înainte de campanie electorală? Tocmai pentru că sunt înainte de alegeri, să audă și cei care doresc să conducă și să țină cont de problemele oamenilor și spune într-un fel. Numai se cam strică liniștea oamenilor cu prea multe nereguli. No, acum să vedem, poate că a fi mai bine, ori face, că ei cred că așa doresc să fie mai bine, dar dacă o să fie corect, o să fie bine. Cât mai spre realitate. Perfecțiunea nu există, da? Să fie un acord și între partidele ăștia politice, că aici ai mai mare scandalul. Lupta e cea mai mare între ei, cu oamenii, toți vor binele. Și ei să țină cont de ce vor și oamenii. Guvernul țării și președintele au spus că anumite măsuri luate în această perioadă de Parlament-Senat sunt populiste. Ce părere aveți? Acum nu știu ce să zic, chiar aici nu știu, așa, nu știu. În sensul în care populiste era faptul că de cele mai multe ori acestea ar fi probabil bune într-un fel, dar nu pot fi acoperite de bugetul țării. Și s-ar putea ca prin aplicarea acestor măsuri să ajungem într-o criză economică. Nu știu ce să zic, nici criza asta, criză, parcă ne-am săturat de crize. A vrea și ceva mai bun. Dar dacă n-ar fi atâtea așa nimicuri din ăștia cum vine cu legea asta, cu familia, asta să fie clară și să fie niște reguli sănătoase și bune în țară, nu poți lăsa orice prostie să fie aprobată și orice. Dacă s-ar vedea așa, ar merge spre bine lucrurile. Deci, ce sănătos și bun să fie și pentru oameni. Sigur că nu vor să fie tot criză, că ne-am săturat de ele. Dar, nu știu, s-ar putea pe undeva, dacă ar lucra cei de sus mai corect, s-ar putea să fie mai spre bine. Dumneavoastră, pe ce considerente credeți că ar trebui să votăm? Încă nu m-am documentat așa de bine. Mai este până la alegeri. Și valori morale, valori să fie în primul rând, că ăștia sunt cele mai bune între oameni. Și omenia asta parcă e tot mai rea între și răutatea, nu știu, din cauza luptelor politice și aici. Dacă ar fi fiecare la locul lui și să-și vadă de-a lui, atâtea critice într-o parte și în alta, ca să critique, dar nu să facă ceva bun. Deci mai bine să facem și să fie constructiv, nu... Punem punct ediției de astăzi. Vă așteptăm și data viitoare la o nouă ediție a rubricii Întrebarea zilei. Până data viitoare, toate cele bune! We'll be right back.